Mihail Sadoveanu cu un acut simț al conștiinței naționale, îndată după anul Unirii, 1918, își propune să facă un prelenaj în Basarabia pentru a vedea cu ochii săi pământul bătrânei Moldovei al lui Ștefan de dincolo de Prut. Știm că scriturul obișnuia să viziteze nu doar cetățile, nu doar satele și orașele ținuturilor românești, ci cu precădere se îndrepta și către vetustele așezări monahale din locurile pe care le vizita. Așa s-a făcut că în anul 1919 în iulie a ajuns în Basarabia, după ce a vizitat mai multe cetăți, așezăminte vechi, sate, localități, a ajuns și la mănăstirea frumoasă din apropierea satului Răzălăi, Betlemul Prunciei Sfântului Mitropolit Iosif Naniescu. Acolo Sadoveanu, ca în orice mănăstire, căuta nu doar să parcurgă istoria și zării monahale, ci căuta să parcurgă și un drum interior, misterios, tainic, duhovnicesc, dacă vreți, prin viața monahilor din acea obște. Așa s-a făcut și la Mănăstirea Frumoasă, întâlnind pe fratele Simion Stratu, vețuitor în opștea Mănăstirii Frumoasa, a început să-l scodească, dacă mi se permite termenul, să descopere prin intermediul acestui monah trecutul tumultos al acestei așezări monahale. Și așa află că acea mănăstire a fost noviciatul vieții monastice a Marelui și Sfântului Mitropolit Iosif Naniescu. Părintele Simeon, din obștea frumoasei îi povestește și îi arată cărțile pe care uh, Sfântul Mitropolit Iosif le-a dăruit mai târziu ca uh, Metropolit, ca chiriarh al mitropoliei de la Iași, al Moldovei, le-a oferit aceste chinovii din Basarabia ca drept recunoștință și amintire pentru anii noviciatului petrecuți acolo în Moldova de dincolo de Prut și pentru a vă provoca să citiți uh, rândurile lui Sadoveanu dedicate acestei mănăstiri și nu numai, pentru că ne aflăm în anul uh, centenar al Unirii, am aici spre exemplificare chiar volumul pe care Sadoveanu l-a dedicat Basarabiei, se numește Drumul Basarabene, scris după ce scriitorul a petrecut, a călătorit, o lună de zile prin Basarabia, 1919 se întâmplă acest lucru, iar cartea a fost publicată la Chișinău inițial, în 1921, apoi la București în anul 1922. Iată ce spune Sadoveanu spre finalul acestei scurte istorisiri despre Mănăstirea Frumoasă și mi-a mi reținut atenția în mod deosebit acea dacă vreți, anticiparea a ceea ce trăim astăzi, bucuria canonizării Marelui și Sfântului Mitropolit Iosif al Moldovei. Sadoveanu, în cartea scrisă, repet, în anul 1921, el spune despre faptul că Mitropolitul Iosif a adormit cu drepții. Aici, în Mănăstirea Frumoasă, urmează Simeon Stratu, și-a făcut ucenicia și-a slujit ca frate răposatul între drepți Iosif, mitropolitul Moldovei. Așa de drag i-a fost aici, în acest loc, încât nu l-a uitat nici când a ajuns la mărire în capul bisericii. A venit la noi să vadă chilia în care a învățat și livezile în care a lucrat și a adus în dar toate cărțile moldovenești tipărite în Mănăstirea Neamțului. Pe aceste cărți ale fericitului Iosif, cetim și cântăm noi și în ziua de astăzi.